Astăzi vorbim cu doamna Hedi Hoca, doctor în psihologie și specialistă în dezvoltarea personală. Bună ziua și bine ați venit la Hot News! Bine te-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne bucurăm, ne bucurăm să vă avem ca invitată. Am pregătit în cele ce urmează o serie de întrebări, pornind de la cartea dumneavoastră, Iubesc să fiu femeie, întrebări prin care aș vrea să răspundem la câteva dintre problemele pe care femeile din ziua de astăzi le întâmpină și... Cred eu că prima curiozitate și cel mai important aspect din viața unei femei este vârsta. Și uh, spuneți în cartea dumneavoastră, vorbiți despre această concepție răspândită poate mai mult în România decât în alte locuri, conform căreia citez, dacă ai împlinit 30 de ani, ești expirată. Uh, ce mesaj aveți în general pentru femei? Cum ar putea o femeie, indiferent de vârsta ei, să se simtă a fi o femeie de nota 10? Îți mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este una din întrebările cu care mă confrunt de cele mai multe ori în discuțiile mele cu femeile sau persoanele care au nevoie de un pic de ajutor din partea unui psiholog. Și așa cum am scris și în carte, pentru noi vârsta contează foarte mult. Ne raportăm practic toată existența la cele două cifre uh, pe care le avem. Exact. Dar problema se pune în felul următor. Într-adevăr, tinerețea va fi cât este această lume de mare și de lungă, va fi întotdeauna un atu. Dar ne punem următoarea întrebare dacă am trecut de o anumită vârstă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că s-a terminat viața aici, că nu mai nu pot să fiu o persoană împlinită, fericită, nu pot să am relații fericite, nu, am să, nu pot să am iubiți, nu pot să am un sos după o anumită vârstă. Nu este deloc așa, pentru că vârsta biologică nu ne definește. Sunt anumite aturi pe care probabil care avem în vedere atunci când ne regretăm tinerețea, să zicem, sau ne gândim la faptul că na, am trecut de 30 de ani și acum ar trebui să punem preț pe alte lucruri. Și, și îmi place că spuneți în carte la un moment dat: uh, Astăzi, 40 de ani sunt uh, noi 20. <l> e da. noua vârstă de 20 de ani. Trăim practic mm. altfel. Mai ales pentru femeile care își construiesc și își doresc o, o carieră, să nu uităm că chiar și azi am fost la o conferință unde am spus că femeia independentă, așa cum o cunoaștem azi, că este capabilă să aibă atâția bani încât să se întrețină singură, să-și cumpere singură mâncare, să-și plătească singura, singură chirie, să întrețină singură un copil sau doi. Deci acest tip de femeie pe care o vedem astăzi, este foarte tânără, are abia 100 de ani. Pentru că independența unei femei este uh, cuantificată în istorie și sociologic vorbind, din momentul în care i s-a dat dreptul să voteze. Acela este momentul de, uh, de cotitură în evoluția femeii, pentru că odată cu acest drept de vot, ea a obținut și dreptul la educație. Exact, da, menționați în carte, într-adevăr. Și așa. Așa. fără dar și poate, așa s-a întâmplat până atunci, doar o anumită categorie de femei, care de cele mai multe ori erau călugărițe, erau în rolul de... Um, educatoare sau dascăli care educau copiii, dar accesul la educație era extrem, extrem de limitat și Revenind la întrebarea ta, așa cum vedem femeia independentă de astăzi, normal că are o curiozitate. Infinit atunci când știe că pe propriile forțe uh, are capacitatea să re realizeze ceva și nu mai este atât de dependentă de un bărbat care vine cu substratul financiar și așa mai departe, ca să supraviețuiască. Deci exact. atât de basic, atât de, de bază este, este problema. Și se întâmplă ca să depășești 25 de ani, chiar și 30 de ani, cât uh, timp în care tu. Te de dedici exclusiv carierei, iar abia, abia, mai târziu îți dai seama că mi-aș dori și o familie. Uh, și de asta spuneam că de foarte multe ori, dar este chiar un fenomen, te duci la clinicile de ginecologie, aproape toți medicii obsteticieni îți spun că, a, dar stați liniștită că cele mai multe femei acum își asumă să facă copil după vârsta de 30-35 de ani. Aici am doar un singur impediment. Dacă cariera poate să fie infinită, adică pot să fac orice în carieră chiar și la 50 de ani, poate chiar și la 60, să nu uităm aceste exemple celebre, femei care și-au schimbat cariera, au devenit antrenoare de fitness la 60 uh -huh. de ani sau dansatoare de tango la 80 de ani, sunt atâtea exemple. Când vine vorba de ceasul biologic, Acolo avem termen da. limită. Da. Acolo trebuie să respectăm. Regula. Aici este, este singura problemă. Da. Mi s-a părut de asemenea foarte interesant tot. Apropo de, de prima mea întrebare, uh, mi-a plăcut tare mult o idee de a dumneavoastră pe care aș vrea să o relatez acum. A te feri să îmbătrânești e ca și cum asta ar fi o boală, este împotriva firii umane și cred că e important să știm să nu pierdem din vedere acest lucru. Da. <coughs> Bun. Uh, cred că fiecare persoană care citește cartea dumneavoastră resimte, cel puțin în prima fază, părerea mea, o anumită barieră, o piedică în a fi de acord cu următoarea întrebare, uh, idee. Acceptarea de sine trebuie să fie necondiționată. Uh, suntem, cred eu, fiecare pentru sine cei mai înverșunați critici ai noștri și avem uneori tendința de a ne pune mai mult sau mai puțin conștient anumite piedici în dezvoltarea personală și din această perspectivă, aș fi vrut să vă întreb cum ar trebui să înțelegem ideea de acceptare necondiționată a sinelui. Uh, îmi, vine, îmi vine în minte acum, în acest moment, uh, un lucru foarte cunoscut pentru toată societatea europeană și americană, care este bazată pe principiile creștinismului. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Da. Nu spune iubește-ți aproapele și urăște-te pe tine. Iubește-ți aproapele și pune-te deoparte. Uh, iubește-ți aproapele, dar ignoră-te. Uh, Ce spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Cum vrei tu să te iubească cineva când tu pe tine nu te accepti? De acord, da. E un pic imposibil de, de realizat, pentru că dacă trăiești în această paradigmă, în sensul că tu nu te iubești pe tine, dar aștept ca alții să mă iubească și alții să mă accepte, ești cumva condamnată la o serie de, de lucruri disfuncționale în tine, pentru că devii foarte dependentă de ceea ce spun, de ceea ce exact. cred alții despre tine. Dar știi ce se întâmplă? Când viața asta se întâmplă să nu primești acele feedback-uri sau acele aprecieri pe care tu ți le dorești. Pe care adică. La... Da, pot fi <coughs> complet diferite sau total negative. Ei bine, în această situație, ce faci? Ce faci dacă într-un an de zile nimeni nu-ți dă un feedback pozitiv, nimeni nu face o apreciere uh, pozitivă la adresa ta? înseamnă că trebuie să stai nefericită toată viața. Iar cea mai mare provocare pentru noi și nu doar pentru femei și pentru bărbați este valabil acest lucru. Cea mai mare provocare pentru noi e să ne acceptăm pe noi necondiționat. Adică ce înseamnă acceptare de sine necondiționată? Înseamnă să mă accept că sunt un om Plin de lucruri pozitive, dar în același timp am și defecte. Sunt imperfect. Pe care le accept și la care lucrez? Și, și la care lucrez. Exact. Foarte bine ai accentuat, la care lucrez, pentru că nu ne punem deoparte, uneori înțelegem așa greșit. Că... că suntem egoiști când zicem ne acceptăm pe noi. Exact. Sau că, ok, am peste 200 de kilograme, nu-i nimic, mă iubesc, că este bine așa. Obezitatea nu este un lucru sănătos. Deci eu până acum nu am văzut niciun obez sănătos, nu știu. Tu dacă ai văzut, dar eu nu am văzut nicio persoană obeză sănătoasă. Deci dacă creșterea în greutate ne determină o problemă medicală, trebuie să acționăm pentru a rezolva. Deci nu ne punem pe o ureche, exact, că, lasă acord. că este bine așa. Deci facem lucruri care ne stă în putință să le facem, dar nu înseamnă că ne condamnăm acum uh, pentru a nu face nimic, că sunt bine și așa. Ok. Aș vrea să vorbim puțin și despre distinția între gândirea pozitivă și gândirea negativă. De ce? Pentru că unii oameni sunt de părere că persoanele pesimiste sunt mai pregătite pentru a înfrunta un eșec mai bine ancorate în realitate, mai pragmatice și așa mai departe. Cum putem împăca aceste lucruri? Beneficiile pe care citim că le-am avea de ambele părți sau există așa ceva precum beneficiile gândirii negative? Eu sunt o promotoare a gândirii pozitive, asta este clar, se vede da. și în carte. Um, și de ce uh, sunt promotoare? Pentru că emoțiile pozitive au un rol evolutiv în viața noastră, deci ne face să evoluăm. Emoțiile negative nu ne determină. Da, vorbiți acest... foarte mult și despre acțiune. Exact. Acțiunea e foarte importantă și cred că emoțiile pozitive până la urmă sunt ca un motor de pornire în acțiunile noastre. În schimb, când vine vorba de gândire pozitivă și gândire negativă, ce trebuie să reglăm noi sunt, de fapt, așteptările pe care le avem. Că de aici vine drama noastră atunci când da. este vorba de, de eșec. Um, uneori ne creăm în mintea noastră așteptări atât de mari, atât de înalte, încât ele nu există în realitate. Da. De exemplu, ne așteptăm ca o femeie de 45 de ani, acum da, dau doar un exemplu, să nu aibă niciun rid. Asta este o așteptare foarte greșită, da. pentru că este imposibil așa ceva. Nu doar din cauza vârstei, pentru că cu cât înaintăm în vârstă, este normal să ne apară riduri, dar uh, în momentul în care o persoană are 45 de ani, nu este nicio problemă dacă ea are câteva riduri pe, pe față. Și atunci ne creăm această așteptare să nu aibă niciun rid care este ireală. Un rid este de multe ori și un farmec, cred că chiar spuneți asta. Exact și în este carte. și rezultatul zâmbetului. Toți oamenii care zâmbesc natural și frumos dezvoltă niște riduri, da. care sunt ridurile zâmbetului. Deci, iată, am dat doar un exemplu în care uh, ne-am declarat o așteptare, um, o expectanță. Exagerat de mare, și atunci, în realitate, nu se întâmplă, și normal că ne face să suferim. Deci, când vine vorba de a gândi pozitiv sau negativ, aici este secretul cum facem reglajul așteptărilor. Pentru că să știi că unele persoane intră în extrema cealaltă. Devin atât de pozitive. Exact. Să vedem doar ce este pozitiv, nu ignorăm ce este negativ. Dar, în cazul acestor persoane, eu le spun așa, bula pozitivă, că trăiesc, trăiesc așa în lumea lor. așa în lumea lor și nu sunt capabile să evalueze riscurile sau eforturile pe care trebuie să le fac ca să mă ajustez realității. Deci, nici o extremă, nici cealaltă nu, nu ne face bine, Sunt dar acord, totuși aș dori să menționez un lucru foarte important. Uneori avem nevoie de situații în care să ne simțim nefericiți, pentru că altfel niciodată nu am crește. Exact, chiar spuneți asta în carte la un moment dat, când e vorba despre despărțire și e, e, e bine să trecem prin așa ceva ca să știm pe viitor ce așteptări avem, ce dorințe avem și așa mai departe. O situație <coughs> care ne-a dus până la urmă într-o stare emoțională care nu este atât de ok pentru noi, deci ne face mai triși, poate chiar de, deprimați, Până la urmă vine spre noi ca să ne spună ceva, ce anume trebuie să schimbăm, cum anume să acționăm. Și atenție foarte mare, emoțiile negative sunt felul vieții de a-ți spune că trebuie să o iei într-o altă direcție. Exact. Nu sunt mm. ceva de care să mă feresc, vai să, nu cumva să simt o emoție negativă. Găște deci, în felul următor. Avem cinci emoții de bază, cinci. Una este pozitivă, bucuria. Restul patru sunt negative, tristețea, furia, frica, dezgustul. Da. Deci, iată că uneori avem nevoie de aceste stări mai negative, dar trebuie să ieșim din ele și să găsim acele soluții care să ne ducă pe o, o altă treaptă de dezvoltare în noi. Și întotdeauna țin să subliniez că contrar unor convingeri din psihologia aceasta a pop, uh, fericirea nu este o stare de bucurie. E o stare de echilibru. E de o stare de pace, liniște, de da, liniște. Exact. exact. Și nouă oamenilor nu ne place atât de mult să stăm mult timp în starea aceea da. de, de liniște și atunci, uneori, singur ne creiem diverse dezechilibre da, da. ca să ajungem din nou într-un echilibru. Da. Când vine vorba despre formarea personală, sunt o mulțime de lucruri de care trebuie să ținem cont, de la gândirea pozitivă despre care am vorbit, la activitatea fizică, dietă și așa mai departe. Uh, și în acest sens, dezvoltarea personală pare a fi un job în sine care ne ocupă foarte mult timp. Uh, ce sfaturi aveți pentru persoanele care abia acum descoperă importanța acestor aspecte, pentru că vorbiți și în carte la un moment dat, că undeva pe la 30 de ani femeile își dau seama că ar trebui să aibă mai multă grijă de ele și uh, să lucreze la dezvoltarea personală. Și cu ce să înceapă și de unde? Să nu se sperie ca o groază de lucruri de făcut și. Uh, Na, să nu pună presiune mare pe ele însele. Că vine vorba de conceptul de dezvoltare personală, eu sunt foarte flexibilă, pentru că um, foarte multă lume și vedem foarte mult baz uh, în jurul dezvoltării personale și de multe ori nici uh, oamenii care se ocupă de dezvoltare personală nu știu să definească ce este dezvoltarea personală. Și aici îmi permit să o definesc, uh, tocmai ca să înțelegem nevoia noastră de dezvoltare personală, de fapt ce înseamnă. Înseamnă acea nevoie de autoconștientizare a comportamentelor noastre, a ceea ce suntem, a emoțiilor noastre. Deci, pur și simplu, în momentul la mi-am dat seama de ceva, știi? Deci, e acel moment de autoconștientizare. Și spuneam că sunt flexibilă pentru că, din punctul meu de vedere, dezvoltarea personală în viața unui om nu trebuie să se întâmple uh, neapărat să forma unui curs, să forma unui training, să mă duc la un training, să mă da. dezvolt. Dezvoltarea personală se poate întâmpla și pe stradă, Vezi un anumit lucru uh, și te sperii. De exemplu, eu aseară m-am plimbat prin București și m-am uh, uh, minunat în sensul negativ uh, cât de, cât de mult lume caută prin gunoaie. Nu am văzut acest da. fenomen până acum. Și mi s-a părut... A uh, Mă, nu, nu, nu e ok nivel de trai, deci a fost un moment de autoconștientizare. Impact, da. Exact. Sau oameni pe care îi întâlnim, fie că fac parte din viața noastră, fie că îi întâlnim uh, la locul de muncă, nu sau că vedem un film, sau că citim o carte și ne dăm seama de anumite lucruri noi pe care vrem să, să le schimbăm. Deci nu văd dezvoltarea personală uh, ca fiind întotdeauna într-un într cadru structurat, da. bine definit, organizat. Și de ce am spus uh, uh, această vârstă de ce după o anumită vârstă, femeile își dau seama că ar mai trebui să îmbunătățesc aici așa mai departe, pentru că ai trăit deja suficient de mult timp ca să-ți dai seama că experiența pe care ai acumulat-o, te duce la un nivel de maturizare. Și atunci când simți tu că îmi doresc să fiu mai matură, îmi doresc să mai fiu isterică așa în, în relații, deci iată, acestea sunt acele momente în care simți în tine că aș vrea să mă schimb, aș vrea să nu mai fiu așa. Exact, da. Apropo de și de gândirea pozitivă și... Uh... Dezvoltarea personală, și ce am vorbit până acum, am uh, observat, și nu sunt singura, uh, că auzim din ce în ce mai frecvent două cuvinte care au o încărcătură negativă, și anume stres și depresie. Lumea folosește aceste cuvinte aproape la orice pas, și uh, aș fi curioasă să vă întreb de ce credeți că se întâmplă acest fenomen social, dacă putem să-i spunem așa. Uh, și în ce, mătur, în ce măsură dialogul nostru interior contribuie la a ne, a ne descrie în acești termeni? Uh -huh. Uh, la nivel mondial să știi că problema depresiei este una chiar foarte importantă. Nu este vorba doar de țara noastră, ci de foarte multe țări și intră în atenția cercetătorilor pentru că grește în felul următor. Suntem, trăim într-o într perioadă a omenirii când orice putem avea. Orice! De multe ori, cum zic unii uh, experți în dezvoltare personală, doar ne gândim și se întâmplă lucrurile. Și atunci îmi pun întrebarea, dacă trăim într-o perioadă în care orice ne dorim se poate întâmpla, de ce depresia este în creștere și nu în scădere? Nu mi se pare normal că ar să fie în scădere. Exact, e un dezechilibru. Dar, în același timp, succesul, așa cum îl definim, noi, la nivel macro înseamnă achiziție de bunuri. Ori, dacă ne comparăm viața în funcție de achizițiile pe care le putem avea sau ni le-am dori, atunci ne dau niște stări negative care până la urmă ne duc până într-o stare deprimantă, la fel și cu relațiile, dacă eu tot timpul îmi doresc o, o femeie care să arate așa, așa, așa și nici cum nu ajung la ea pentru că mă gândesc că n-am suficienți bani. Iarăși îmi provoacă o stare de deprimare. De sau, noi, femeile, când ne gândim că am vrea să arătăm într-un fel sau în altul, fiind destul de influențată de media, să zicem și așa. Adică, gândim și fericirea exact. mai degrabă în termenii ăștia. Așa e, asta e tendința: să gândim fericirea mai degrabă în termenii ăștia de uh, uh, a, a acumula tot felul de bunuri și de a arăta într-un fel, nu în. În materie de, habar n-am, virtuți intelectuale mm -hmm. sau, adică parcă pe acelea le punem pe locul doi. Și că... tocmai asta este problema, așa cum am menționat, există tot fel de uh, stimul din exterior da. care ne spun cam, cam cum ar trebui să arate succesul. La nicio conferință nu a fost o invitat un vânzător care vinde biscuiți în piață. <laughs> Ce a fost da. invitat întotdeauna o persoană care are studii, care are succes, da. care a scris o carte, care și așa mai departe. Are un business mare. <laughs> exact, sau are un business foarte mare. Și acestea sunt așa modelele noastre de succes, dar eu îmi permit să spun următorul lucru. Până la urmă, succesul ni-l definim noi. Deci, eu aș recomanda tuturora, dar nu se poate. Pentru că sunt o fel de interese economice și trebuie să recunoaște. să nu ne mai luăm după modelele sociale care exact. ne spun cum ar trebui să, să fim și să avem un pic mai mare încredere în cursul vieții noastre. Pe chiar spuneți la un moment dat în carte cum definești tu fericirea? pentru fiecare cititor în parte ia o foaie de hârtie și un pix și scrie ce te face pe tine fericit și cred că dacă reușim să dăm răspunsul la această întrebare fiecare pentru sine atunci cred că avem mai mult mai mult mai multe șanse să ajungem să fim de succes. Și uh, aș vrea să dau doar un, un singur exemplu. Uite, mass media, corporațiile, publicitatea și așa mai departe, în industria cosmetică ne-au inoculat că și fashion-ul, bineînțeles, ne-au inoculat că ce este frumos e un corp de manechină. Eu respect acest prototip, dar gândește-te din punct de vedere statistic. Dacă Procentul acela de corp este doar 2% din populație, noi restul de 98%. Ce ne facem? Nu este cumva un, um, un raționament incorrect ca să ne dorim să arătăm precum. Să definim 20 normalitatea. Exact. În exact. În termenii... Deci, în la urmă, ce definește normalitatea? Normal că le admirăm pentru că ni se spune că acele lucruri trebuie admirate. Da. Tu ai fost vreodată în Cuba? Nu. <laughs> să te duci în Cuba, să vezi ce interesant este pe stradă cât de siguri sunt oamenii când umblă de corpul lor. Nu sunt uh, genul acela de 2%, de care am vorbit da. puțin mai devreme. Chiar vezi așa ușor... Uh, mai rotund și așa mai departe, dar vezi cât de ok se simt oamenii în corpul lor. Și să știi că în Cuba nu sunt atât de multe reclame precum sunt în, în România. Exact. Deci ei nu văd modelele cum ar trebui să fim. Și um, revenind la, la întrebarea ta, uh, prin acest exemplu am vrut să spun cât de irațional gândim. De în, termenii de ori, în termenii aceștia comparativ, comparativi. În da. termenii comparativi. Și atunci ne provoacă o serie de, de probleme. Păstră, da. da. Uh, o altă chestie care mi s-a părut mie importantă. Uh, menționați în cartea dumneavoastră următoarele. Din punct de vedere genetic suntem programați pentru comportamentul poligamic, dar cu toate acestea, a fi monogam nu înseamnă monotonie. Ne puteți vorbi un pic mai pe larg despre aceste lucruri? Cred că atunci când vine vorba de relații și relații sexuale, cred că umanitatea trăiește într-o perioadă unde sau când ne dorim cel mai mult să facem sex doar cu o singură persoană. Pentru că... Poate e un paradox pentru că avem libertatea să alegem. Acum avem libertatea da, să alegem, da. pentru că și femeile pot să aleagă, să aleagă mai mulți, mulți parteneri, dar totuși ne dorim cu o persoană să, ne, să avem o relație și contacte sexuale. Iar acest lucru de multe ori ne, ne provoacă foarte multe drame, pentru că uite, și rata. Divorțurilor. Ce, Cel mai multe persoane divorțează chiar și la ora actuală din cauza unei infidelități, deci nu putem trece peste, și atunci punem punct relației. Dar este important să învățăm, să creăm programe educaționale despre ce înseamnă de fapt o relație, ce înseamnă contactele sexuale într-o relație. Și îți dau doar un exemplu pe parcursul unui an de zile, de exemplu, un cuplu care trăiesc doar ei, ei doi, uh, au probabil în medie cam aproximativ 10 contacte sexuale extraordinare. Deci, știi, genul ăla oh, mă dă da. pe spate. În rest, sunt cele de rutină. Deci, da. sunt un an de zile 10. Deci, dacă asta este o realitate statistică, iarăși ne creăm niște expectanțe greșite despre da. ce înseamnă viața sexuală în cuplu și bineînțeles că media iarăși își face treaba pentru că ne bombardează cu tot felul de articole de trei ori pe săptămână, de patru a, eu nu, de trei, la mine nu e de trei ori da, pe, a, da. e groaznic atunci <laughs> și um, această dorință de a sta cu un partener ă, și de a fi monogam în, într-o relație înseamnă să și muncim puțin ca să aprindem focul <laughs> din când în când al pasiunii. Pentru că stând într-o casă cu aceeași persoană, la un moment dat nivelul de intimitate între ei doi devine atât de mare, atât de profundă încât nu mai există dorință și sunt cumva două lucruri care se bat în cap în cap. Noi nu putem avea contacte sexuale cu o persoană cu care ne simțim extraordinar de intim? Chiar aici am vrut să ajung, să vorbiți la un moment dat despre efectul secundar al intimității, nu? Și uh, spuneți că, în mod paradoxal, dacă introducem distanța, ne simțim mai apropiați de, de partenerul de viață. Exact, s-au făcut foarte multe studii, au fost întrebați uh, diverse cupluri uh, când îți simți tu, deci care stau împreună de ceva timp, când îți simți tu sau când îți vezi tu partenerul că este atractiv pentru tine. Și în toate acele întrebări, a, răspunsuri, a fost următorul lucru. Când îl văd departe, deci când îl văd pe o scenă, când, când se duce undeva și mă gândesc la el. Deci nimeni nu a dat un răspuns care să indice apropierea. Da. Stă lângă mine, da. Nici nu-l văd. Și atunci e nevoie să învățăm cum anume să ne jucăm, ca așa am și scris în carte, să ne jucăm cu apropierea și cu îndepărtarea. Și când zic îndepărtare, nu spun că să ne mutăm în case separate. Dar dacă el câteodată vrea să doarmă pe canapea, lasă să doarmă. Da. Nu trebuie neapărat să vină lângă tine. Tu poți să ai programul tău separat, nu trebuie să le facem. Toate lucrurile să le facem împreună. Și să nu mergem la cumpărături împreună, am reținut. Exact. Și eu sunt ferm convinsă că atunci când tu ai programul tău, el are programul tău și vă întâlniți și lucrurile pe care le ziceți sunt mult mai interesante și simți o apropiere față de Avem ce să ne partenerul da. respectiv. Deci, atenție mare, a fi monogam nu înseamnă că trebuie să fii monoton în contactele tale sexuale cu persoana respectivă. Da. De multe ori așteptăm weekend-ul ca să se întâmple, să avem contacte, de exemplu, dar ce-ar fi să fii un pic mai jucăuș în timpul zilei îi trimiți, că toți folosim mobilul ăla, da. îi trimiți, ai 30 de minute libere și dintr-o dată ce interesant a fost. Deci, iată, un exemplu de joc de apropiere și îndepărtare. Da. Uh, o curiozitate personală. Dacă ați recomanda cartea dumneavoastră și publicului masculin, că vorbeam mai devreme, chiar aveți cititori nu, de sex masculin care. Da, eu și... sunt foarte fericită pentru uh, ceea ce am putut să realizez cu această carte, cu toate că nu. Uh, nu a fost ceva programat, deci am scris această carte, editura m-a luat în brațe uh, și mi-a dat asigurări că sigur se va vinde având experiența lor uh, cu, cu cărțile. Dar n-am crezut că o să fie atât de primită carte, deci credeam că o să fie primită, dar nu atât de deprimită și uh, primesc, uh, primesc zilnic, mai ales la începutul anului trecut primeam sute de mesaje zilnic de la cititori care au cumpărat cartea și să știi că am primit mail-uri și de la bărbați și mi-au scris lucruri foarte frumoase că Au, au reușit să înțeleagă femeia <laughs> Da, și uh, îmi declarau că am să dau și soții sau prieteni să, să citească sau în sfârșit m-ați luminat sau alte, alte lucruri, deci am primit feedback-uri, acum sigur, din punct de vedere statistic, cred că pe mine mai degrabă femeile m-au validat, pentru că ele m-au validat cumpărând un cartea și recomandând cartea. Nu am statistici să zic că am câți bărbați uh, au cumpărat. Am avut totuși o, un mesaj foarte drăguț. Uh, la un moment dat în carte scriu, uh, Nu Faceți cumpărături împreună uh, și argumentez de ce în carte și uh, mi-a trimis un uh, cititor un mesaj că nici nu puteți să vă imaginați cât de mult vă iubesc. Și <laughs> uh, am dat și lui soția să citească de ce nu-i bine să mergem uh, îm, uh, împreună la cumpărături. Și eu n-am știut niciodată să explic de ce nu-mi place să mă duc cu ea la cumpărături, dar atât de bine ați dat glas emoției mele încât i-am arătat. <laughs> da, foarte frumos. Um... Cam astea ar fi fost întrebările mele. Acum, o altă curiozitate ar fi dacă există o discrepanță între uh, calitățile pe care bărbații le atribuie unei femei de nota 10 și calitățile pe care o femeie le atribuie unei femei de nota 10. Uh, știi acest subtitlu, cartea se numește Iubesc să fiu femeie și da. are subtitlu Ghidul femei de nota 10. Acest subtitlu, Ghidul femei de nota 10, uh, este un subtitlu care te face, îți atrage puțin atenția pentru că vezi iarăși de expectanțe. Când zicem așa, ghidul femeii de nota 10 ne gândim să fie așa, să arate așa, să se îmbrace așa, să se poarte așa. Și în carte nu vorbim despre asta pentru că a fi o femeie de nota 10 înseamnă cea femeie care învață cea mai profundă lecție a vieții, să te accepti pe tine necondiționat. Și asta înseamnă femeia de nota 10. Exact. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în interviu și sperăm să ne vedem și la următoarea carte. Mulțumesc foarte mult!